Întotdeauna e o bucurie să revin la Biserica Speranța. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă bucur să revăd pe fratele Ovidiu. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Și e un privilegiu să-l slujesc pe Dumnezeu, să vă aduc cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Și mă rog ca Dumnezeu să mă călăuzească. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vă invit să vă ridicați în picioare și să deschideți cei care aveți la voi scripturile în Noul Testament la Epistola Postul lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, unde vom privi la un singur verset, versetul 31. Se apropie sărbătorile și știți ce urmează de sărbători? Curățenie. facem noi curățenie și în celelalte luni, dar în mod special de sărbători e un moment în care facem curățenie generală, ca să zic așa. Și în seara aceasta aș vrea să vă invit împreună cu mine să facem curățenie în cel mai important loc pe care îl avem, și anume în inima noastră. Și aș vrea să rostesc un mesaj pe care l-am numit Atitudini de care trebuie să ne curățăm viața. Atitudini de care trebuie să ne curățăm viața. Capitolul 4 este capitolul lucrurilor interzise. E foarte ușor să observați că Pavel le spune creștinilor din Efes ce să nu facă. Și anume, el spune să nu mintă, să nu se mânie, să nu fure, să nu vorbească într-un mod nepotrivit, să nu întristeze pe Duhul Sfânt. Iar în versetul 31, el le zice să nu permită în viața lor unele atitudini nepotrivite. De ce? Pentru că vor face rău. Vor distruge, vor ruina viața. Când vin ele, pleacă bucurie. Când pleacă ele, vine bucurie. Haideți să citim aceste două versete. Am să predic doar din versetul 31, dar sunt legate împreună. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Vă vis rog pas locurile. Această listă nu este orice fel de listă, ci este o listă a răului. Este o listă cu lucruri rele la care trebuie să le interzicem accesul în viața noastră și în inima noastră. De ce? Dacă intră în viața noastră și în inima noastră, vor produce mult rău în multe direcții. Și tine vor face rău nouă. Ne vor distruge fizic, psihic, emoțional și spiritual. Vor face rău altora, oamenilor de lângă noi, vor face rău familiilor noastre și bisericilor noastre. Și oricui va intra în contact cu noi. Ele vor face rău relației noastre cu Dumnezeu. Cine are aceste lucruri în viața Lui nu va semăna cu Hristos. Cine are aceste atitudini în viața lui îl va întrista pe Dumnezeu și ce îl întristează pe Dumnezeu îl bucură pe diavol. A avea aceste lucruri, a trăi în aceste atitudini, este ca și cum ai pune pe ușa inimii tale o placă pe care îl scrie Bun venit, Satan! Acolo unde intră Satan, Satan aduce suferință. Care sunt aceste cinci lucruri? Amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea, clevetirea. Ele sunt și cele cinci lucruri la care Apostolul Pavel se oprește rând pe rând. Cinci atitudini cu care nu trebuie să cochetăm în niciun moment. Cinci reacții pe care nu trebuie să le permiți în viața ta. Cinci lucruri care, dacă nu există în viața ta, familia ta e mai fericită și biserica ta e mai bine cuvântă. Și vreau să ne uităm la această listă. Și să știți că apostolul Pavel are multe liste în Biblie și de obicei el pune ce este important la început. Ca de exemplu, roada Duhului este dragostea. Dar de data aceasta el face ceva diferit. El pune ce este important la final. Ultima expresie spune orice fel de Răutate. Aici e cheia acestui verset. Pentru că aceste lucruri sunt forme pe care răutatea le ia în viața mea. Amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea, clevetirea, nu sunt nimic altceva decât forme pe care răutatea le ia în viața mea. Cuvântul răutate este un termen general pentru, pentru răutate. Răutatea îi rădăcina și ele sunt roadele acestei rădăcini ale răutății. Răutatea e izvorul din care curg aceste lucruri, aceste cinci lucruri. Și aceste cinci nu sunt singurele forme ale răutății, dar poate sunt cele mai comune forme ale răutății. Aceste cinci lucruri nu sunt separate, ci o să vedem că ele formează împreună un ciorchine. Ele sunt legate împreună și există o legătură între ele, una duce la alta. Și o să vedem astăzi că Răul nu e ceva care stă pe loc, nu e static, ci răul crește. Cineva numea acest verset, această listă, o scară a răului. Când permiți răului să vină în viața ta, răul pătrunde viața ta tot mai mult și crește. E ca un aluat care dospește. Și vreau să vă explic cum. Amărăciunea din inima noastră iese afară. Poate ieși afară în două feluri. Poate ieși afară într-o mânie care explodează sau într-o mânie care stă în inima noastră. Și despre amândouă vorbește Apostolul Pavel aici. Și când un om imunios, el ce va face? El va striga, el își va scoate mânia din inima lui, va vorbi într-un mod nepotrivit, necontrolat. Sau dacă nu vorbește într-un mod nepotrivit și controlat, vorbește tot nepotrivit, dar controlat, prin clevetire. Pavel vorbește aici în aceste cinci lucruri pe care le pune înaintea noastră despre felul în care răutatea iese afară în viața noastră atunci când îi dăm curs. Dar de ce apare în viața noastră? Într-o propoziție, el apare în viața noastră atunci când în loc să alegem calea iertării din versetul 32, alegem calea neiertării din versetul 31. Ați observat ce spune versetul 32? Fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a și Dumnezeu pe voi în Hristos. Când n aleg calea iertării, ci aleg calea neiertării, dau curs. Acest lucru să apară în viața mea. Aș fi putut foarte ușor să numesc acest mesaj ce se întâmplă când nu iertăm. Sau probleme care apar în urma neiertării. Și vedeți, mai devreme sau mai târziu, cineva în viața asta ne va greși. Și când cineva ne greșește, avem doar două reacții. Calea iertării și calea neiertării. Oriunde în viața aceasta, ascultă-mă, mai devreme sau mai târziu cineva îți va greși. Când te căsătorești, mai devreme sau mai târziu, cel de lângă tine îți va greși. Când devii membru într-o mai devreme sau mai târziu, cineva de acolo îți va greși. Când te asociezi cu cineva, mai devreme sau mai târziu, omul acela, într-un fel sau altul, te va, te va dezamăgi, îți va înșela așteptările tale. Mai devreme sau mai târziu, cineva ne va face ca să suferim. Oriunde sunt oameni, va fi ceva de iertat. Pot să vă spun ceva. M-am dat seama că am fi mari, mari pucăiți dacă n-ar fi oameni în jurul nostru pe care să trebuiască să iertăm. Dar acolo unde sunt oameni, trebuie să ierți. Să alegi calea bunătății. Calea bunătății înseamnă a te comporta cu alții cum s-a comportat Dumnezeu cu tine. Calea bunătății înseamnă a da milă cum ai primit milă, înseamnă a da iertare cum ai primit iertare. Calea iertării înseamnă a face altora ce ți-a făcut Dumnezeu ție. Calea neiertării este calea răutății. Calea neiertării înseamnă a te comporta cu alții ca și satan. Rău și a vrea să faci rău. Și fără a minimaliza rana ta și fără a băga supreș poate traumele sau lucrurile rele prin care ai trecut, vreau să spun că a ierta nu este întotdeauna ușor. Însă a nu ierta este mai greu. A nu ierta înseamnă a te da pe mâna torționarului singur. Înseamnă a te sinucide Emoțional și spiritual. Și asta vom vedea în seara asta. M-am gândit că merge duminică seara o predică cu cinci puncte. Și vreau să ne uităm la fiecare cuvânt. Și vreau să le înțelegem. Și apoi vreau să ne curățăm viața de ele. Și primul lucru este amărăciunea. Amărăciunea nu este nimic altceva decât o atitudine neiertătoare și plină de resentimente. Grecescul picra, asta înseamnă ascuțit, înțepător, otrăvitor, e ca și o săgeată ascuțită, ca un miros înțepător, e ca o plantă otrăvitoare. Știți când apare pentru prima dată cuvântul amărăciune în Biblie? Când Biblia spune că erau niște oameni tare însetați, era cald, nu băuse apă de câteva zile și au ajuns și au văzut apă și au zis în sfârșit apă. Și când primul a băut apă, au spus, mai bună, unde era? La mare. Cuvântul mărăciune asta înseamnă deranjant, dăunător, distructiv. Există în chimie un acid numit acid picric, folosit la fabricarea explozibililor. Așa e mărăciune pentru inima omului, pentru viața omului. E un acid, dar atenție, acidul ăsta nu face rău atât de mult omului pe care am vrea noi să-l turnăm, ci nouă care îl ținem în inima noastră. Pentru că avea mărăciune ca și cum ai bea o travă și ai vrea să moară celălalt. Îți face rău în primul rând ție. Dar cum apare mărăciunea? Și cum recunoaștem amărăciunea? Evident, apare în urma neiertării, când cineva ne greșește și nu iertăm și ținem resentimente și nu vrem să ne împăcăm, nu vrem să iertăm și nu vrem nici să uităm. Și ne asigurăm că nu uităm. Un pastor spunea că a consiliat o familie, o familie care avea probleme și când a stat de vorbă cu, cu femeia, sora asta a, a venit cu un caiet. Un caiet de 16 pagini. Un caiet de 16 pagini în care femeia aceasta, de-a lungul anilor, a scris fiecare greșeală majoră pe care soțul ei a comis-o de-a lungul anilor. A venit cu caietul ăsta, zicea pastorul acesta, într-o carte spune el, înaintea mea, ca un fel de probă, ca un fel de declarație. Uite de ce sunt așa, uite că am dreptate, uite că am dreptul să fiu plină de amărăciune, pot să spui caz închis. Și m-am uitat la femeia aceasta și spunea pastorul acesta, primul lucru pe care i l-am zis a fost, soră, trebuie să arzi caietul ăsta. Evident că nu i-a plăcut. Acum nici nu vă întreb dacă aveți acasă astfel de caiete. Evident, nu scriem greșelile pe foaie. Le scriem unde le scriem? În inimă. O, oh, câte caiete avem aici și volume uneori. Bibliotecă, zice cine. Amărăciunea apare în inima ta și în viața ta. Și știi că e acolo când știi detaliile răului. Să știți că răutatea are o memorie bună, dragostea are o memorie prostă. Atunci când nu iert, atunci când nu ierți, atunci apare mărăciune în inima mea și țin minte. Uitați cât de repede uităm când cineva ne face bine. Așa e? Și câteodată chiar și când noi facem bine, dacă cineva ne face rău. Când cineva îți face rău, știi ziua, știi locul, știi tonul pe care ți-o spus, știi cuvântul care ți l-o spus, știi cine era acolo, știi câte grade era afară. Pentru că retrăim acele momente în viața noastră, în inima noastră, în, în, în lăuntrul nostru, ne bântuie Amărăciunea apare atunci când iertăm, dar nu iertăm cum trebuie, când iertăm, dar iertăm de pe buze. Amărăciunea, spunea cineva, apare în viața noastră atunci când îngropăm securea, dar lăsăm mânerul la vedere. Și vreau să vă citesc un verset, un verset, dacă vreți, cheie despre amărăciune. Evrei, capitolul 12, cu versetul 15, spune în felul următor, autorul epistolei către evrei, luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Observați, frații mei, avertismentul ăsta, luați seama bine ca nimeni. Adică aveți grijă. Este un pericol real, este un pericol serios și nimeni nu e imun de la mărăciune. Nimeni nu este atât de spiritual încât să spună ei, mărăciunea nu poate să ajungă în viața mea, eu nu sunt imun, tu nu ești imun, ce mai bun dintre noi nu sunt imuni la mărăciune. Luați seama că nimeni. Și observați cauza: nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Când apare mărăciunea, când tu care ai primit har, refuz să dai har mai departe. Când tu care ai primit bunătate, iertare, refuz să le dai mai departe. Dar atenție, când nu dai har mai departe, îți stai singur aprovizionarea cu har. Asta spune aici autorul. A ierta nu înseamnă a uita, pentru că nu avem cum să uităm, Dumnezeu nu ne va șterge memoria. Însă a ierta înseamnă atunci când îți aduci aminte, a nu-ți aminti cu amărăciune și cu reproș, a nu tără trecutul după tine. Care-i cauza? Nu mai vrei să dai har. Și observați ce spune în continuare acest verset. Amărăciunea are un progres. Nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Observați cum o aseamănă ca o plantă care ce face? Care crește tot mai mult și pe măsură ce crește tot mai mult e tot mai greu de dezrădăcinat. Nu, timpul nu va rezolva problema ta. Timpul va agrava problema ta. Spunea un autor că lui satan îi place amărăciunea. Și când ne plângem de milă, ne plângem pe umărul lui satan. Și dacă are satan o invitație, ea spune, veniți la mine toți cei plini de amărăciune. E ca o rădăcină care crește tot mai mult în viața ta și observați, o rădăcină mare nu poate să ducă decât fructe amare, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. În primul rând, ție îți aduce amărăciune, ție îți fură pacea, îți fură bucuria, îți fură liniștea, îți fură puritatea. În primul rând, ție n-are cum să se aducă fericire, ci întotdeauna îți va aduce nefericire. De ce? Pentru că cine nu iartă rău, retrăiește rău. Cine nu poate să ierte trecutul, trăiește în trecut, care trecutul după el, el n-are viitor, că mereu duce aceste bagaje ale trecutului. Dar atenție, nu te afectează numai pe tine, ci zice Biblia, fiți atenți, mult să fie întinați de ea, contaminează, afectează și pe alții. O să fie ca și cum ar fi ceva în aer, oricine va intra în contact cu tine va fi contaminat de mărăciune. Soțul tău, soția ta, copiii tăi, frații tăi. Mult să fie în tine Este o atitudine care ne face rău, de aceea zice Pavel, n-are ce căuta în viața voastră să nu accepți în inima ta, pentru că acest rău al amărăciunii nu va rămâne în inima ta, ci va ieși afară. Cum va ieși afară? Punctul 2 al predicii zice iuțeala sau iuțime. Ce este asta? Nu este nimic altceva decât furia care explodează. Cuvântul Tumos, asta înseamnă mânie, furie, o mișcare violentă, grăbită. Literalmente înseamnă a fierbe sau a aprinde. Este o mânie de scurtă durată, dar foarte intensă. E ca un foc de paie, dacă vreți. Este ceva care pornește din inima mea și foarte repede ajunge la suprafață. Iuțimia sau iuțiala. Așa vă dau câteva exemple biblice. Așa s-au mâniat cei din Nazaret pe Isus. Vă amintiți? După o predică, Isus merge acolo, nu le-a plăcut ce a spus Isus, repede s-au mâniat și l-au dus pe Isus, au vrut să-l arunce în prăpastie. Așa s-au mâniat oamenii din Efes pe Pavel. Vă amintiți când a fost o răscoală în Efes, au vrut să-l pe Apostolul Pavel? Biblia spune că la final Dumnezeu va avea un astfel de mânie, o urgie, va fi o mânie rapidă. Biblia le numește ce? Le numește potirele mâniei lui Dumnezeu, o judecată rapidă și violentă. Așa se mânie oamenii astăzi. Cum? Unde vedem? Peste toți. Vedem mânie care explodează în trafic, vedem oameni care se mânie în... și vedem la știri tot felul de cazuri ciudate și dramatice, reacții exagerate ale mâniei, ale furiei. Și așa ne mâniem câteodată și noi creștini. Eram la evangelizare și la masă, pastorul de acolo, stăteam la masă și mâncam și mi-a zis, frate, uite, în urmă cu ceva vreme am, am făcut în biserică la mine un sondaj. Și le-am dat, era o biserică destul de mare, câteva sute de oameni, le-am dat la fiecare câte o foaie și un pix și să scrie pe ea primele două probleme cu care se confruntă. Ei, care crezi tu, zice, că au fost primele două probleme sau două păcate cu care se confruntă? Acum eu am zis, măi, dacă zic ceva foarte grav, dacă, ce să zic? Nu știam ce să zic, n-am zis nimic. El mi-a zis, zic eu. Pe locul doi au fost nemulțumire. Am aflat că oamenii din biserica mea se lupte cu nemulțumirea. Pe locul unu, știi care au fost, frate? Mânia. Mânia. Atât de mult m-am pus pe gânduri că m-am dus acasă la Biserica Lumina unde slujesc și am și predicat despre mânie. Și am întrebat pe frați, cum stați cu mânia? Și cineva au zis, bine. Dumneavoastră tot bine stați aici. Și ce spun consilierii? Statistica lor, mai mult de 50% din cazurile care ajung la consiliere creștină au de face cu mânie cu această explozie, da? Focul ăsta de paie. Când ai știut să ierți cum trebuie, iese mânia asta ca o explozie. Și evident, atunci când, când predic despre mânie, de obicei surorile se uită la frați. Așa, cu coada ochiului. Da, toți avem această problemă, această ispită. Spuneam un pastor că o soră așa mai mânioasă de la el din biserică, încercând să se justifice, au zis, frate, adevărat, e adevărat, frate, am explodat, zice, dar m-am calmat după aia. Și el i-a zis, soră, te-ai calmat, dar uite-te ce-a rămas după explozie. Că avem noi cumva justificarea asta, măi, m-am mâniat, e adevărat, m-am mâniat, dar mi-a trecut repede. Ei, și un uragan trece repede. Și Pavel zice aici, există un lucru care trebuie să dispară din viața ta. Pe lângă mărăciune este această mânie, care, această furie care explodează și o să-mi dați dreptate, dacă o să vă uitați în acest pasaj, Că cel mai mult dintre toate, Pavel vorbește despre mânie. Versetul 26: Mâniați-vă și nu păcătuiți! Să nu apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Versetul 31: Orice iuțeală, adică furia care iese afară, explodează, să piară. Mânia care e interiorizată, zice să, să piară și ea. Mânia este o ispită cu care avem de-a face, într-o formă sau alta, fiecare dintre noi. Și trebuie să înțelegem câteva lucruri. Odată că iau o emoție, adică apare fără să vrem, dar felul în care reacționăm este o decizie. Mânia este o emoție, dar reacția mea este o decizie. Nu ești vinovat că apare mânia, dar ești vinovat de cum vorbești la mânie, cum gândești la mânie, ce faci la mânie. Mânia este o emoție puternică. Câteodată, uneori, ne mâniem, ne explodăm și parcă nu mai gândim pentru că nu mai gândim clar. Și spuneau oamenii de știință, citeam undeva că s-a descoperit că atunci când dăm curs mâniei, efectiv, activitatea se mută din zona responsabilă cu rațiunea, spre cea responsabilă cu acțiunea. Rațiunea face un pas în spate, omul vrea să facă ceva și face ceva, dar este un lucru pe care îl face, nu cel mai bun lucru. Când ai acces mâniei în viața ta și ai un acces de mânie, ai vrea să faci ceva, dar ce faci? Nu e întotdeauna cel mai inspirat lucru, cel mai înțelept lucru, cea mai înțeleaptă vorbă pe care o spui, cea mai înțeleaptă soluție. Cineva spunea că mânia este ca și cum ai sări la volanul unei mașini foarte rapide și pornești în viteză și apoi îți dai seama că are o problemă cu frânele. E greu să te mai oprești. Uite ce spune Aristotel. Mânia aude rațiunea, dar nu o aude bine. E ca și un servitor care iese în goană afară din cameră, înainte ca stăpânul să-și fi terminat de rostit porunca. Înțelegeți? Mânia, trebuie să facem ceva. Dar rațiunea, nu mai auziți. Omul zice, trebuie să fac ceva și face și de face poate ceva dramatic sau se face de râs sau face ceva rău. Horatiu spunea, mânia este nebunie de moment. Benjamin Franklin spune, tot ce începe cu furie se termină cu rușine. De aceea mânia este o emoție care cere prudență. Pentru că ne mâniem fără să vrem, pentru că ajungem să facem uneori ce nu vrem, trebuie să avem mare grijă. Acum mai vedem, frații mei, este posibil să ne mâniem fără să păcătuim. Pentru că și Isus s-a mâniat, dar n-a păcătuit. Dar aici, un mare semn de exclamare, o mare explicație. Noi nu suntem Isus. Dacă El s-a mâniat, dar n-a păcătuit niciodată, noi ne mâniem, dar păcătuim, dar păcătuim. De aceea fratele lui Isus, Iacov, uite ce zice el, 1 cu 19. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și cum la mânie? Zăbavnic la mânie. Adică Iacov zice, ascultă mult, vorbește puțin și mânie-te greu. Nu știu de ce am înțeles noi versetul ăsta un pic invers. Ascultă puțin, vorbește mult, dar mânie te repede. Îi zice, fii zăbavnic la mânie. Și poate vă zice cineva astăzi, da frate, eu, e adevărat că mă mânii, dar n-am niciodată explozie ale mâniei, eu când mă mâniu, eu nu mă arat, punctul 3 e pentru tine. Pentru că e o mânie care iese afară, care explodează, dar este o mânie, zice, care e în inima noastră. Cuvântul ăsta, mânie, înseamnă a se umfla, înseamnă a fierbe, a mocni. Vedeți, iuțimea e un moment. Dar mânia asta e un mod de viață. N-am putea trăi, vedeți voi, cu explozii de mânie. N-am putea trăi fizic. Atunci, știți ce face omul? Luăm mânia și reducem focul și o lăsăm așa la foc mic. Să mocnească. Și mocnește în inima omului mult timp. Omul mai vine, alimentează, mai amestecă în ea, mai pune pe foc. Și de obicei când e mânia aia în inima ta pe care o ții acolo la foc mic, poate nu o arați, poate nu știe nimeni, poate din când în când mai iese la iveală prin ceva, dar e acolo ascunsă în inima ta, de obicei omul o ține acolo cu un gând. Știți cu care gând? Cu gândul răzbunării. Este mânia pe care a avut-o Cain în inima lui. Cine știe cât timp? Este mânia pe care a avut-o Absalon în inima lui, pe fratele lui Amnon. Și după doi ani, zice Biblia, l-a ucis. Această mânie care arde așa la foc mic este mânia care spune Ioan 3 cu 36 Cine zice nu crede în fiul, nu va vedea viața și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. nu e mânia care explodează, ci este o mânie care e acolo la foc mic. E indignarea sfântă a lui Dumnezeu față de păcat. Și așa ne mâniem și noi câteodată creștine. Cu o mânie în inima noastră. Însă Dumnezeu perfect, care are o mânie perfectă, care are motive justificate, nu seamănă deloc cu noi sau noi cu El. Noi nu suntem oameni perfecți, ci imperfecți, avem o mânie păcătoasă, avem motive copilărești, avem motive egocentrice de cele mai multe ori. Și Pavel zice, astfel de mânie să piară. Și ca și pastor, deseori vorbesc cu oameni care țin sau au ținut în inima lor mânie ani de zile. Și te miri de la ce lucruri mici ori pornește. Și deși pornește de la un lucru mic, are un impact mare asupra vieții lui. Rupe relații dintre părinți și copii, dintre soț și soție. Omul câteodată se uscă pe picioare și efectiv îl vezi cum e bolnav fizic din cauza mâniei care e în inima lui. Și unii așteaptă să rezolve mânia asta până când despre pe patul morții, unii atunci apucă, alții nici măcar atunci nu mai apucă sau nu mai vor. Unii amână momentul botezului că nu pot ierta sau nu pot trece peste un anumit lucru care s-a făcut. Și Apostolul Pavel spune, amărăciunea trebuie ca să piară, explozia mâniei trebuie ca să piară, mânia din inima ta care e ținută acolo trebuie ca să piară. Și Mântuitorul vorbește despre ea în predica de pe munte. M-am îndrăgostit de predica de pe munte, anul acesta o studiem cu biserica, Ia, Mântuitorul Iisus spune, Matei 5 cu 22, așa. Dar eu vă spun că și cine se mânie, și lasă asta se referă aici, acea mânie interiorizată, pe foc mic, și cine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsă judecăți, oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsă soborului, și cine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului genii. Dumnezeu nu scuză mânia inimii. Dumnezeu nu scuză niciun fel de mânie. Nici cea care explodează afară. Nici cea pe care o ține îndeghizată înăuntru. Și poate vei zice astăzi, dar tu nu știi ce mi s-a făcut, tu nu știi ce mi s-a spus, tu nu știi cum am fost rănit, tu nu știi viața mea, tu nu știi trecutul meu, nu știu, dar știi ce știu? Că Dumnezeu nu scuză niciun fel de mânie. Și știi ce mai știu? Că inima ta n-a fost creată pentru mânie. Și știu că indiferent care e răul care ți s-a făcut, ar trebui să ai această putere de la Dumnezeu, să o ceri și El e gata să-ți o dea ca să mergi mai departe, pentru că această putere de a, ierta din toată inima ta, de a nu ține mânie în inima ta, este puterea pe care Dumnezeu ți-o dă și va duce vindecare în viața ta. Dumnezeu știe viitorul inimii, mâniei inimii și aduce la crimă. Evident, nu întotdeauna sau poate de puține ori e crimă, literalmente, dar duce la ură și ura te face și mă face un ucigaș, cine urăște pe fratele său, nu trăiește ca și Hristos. Și nu este de la Dumnezeu. Amărăciunea, mânia care explodează, mânia din inima noastră și știți de unde știi că cineva e mânios. Când ajunge acasă la cineva și oameni mânioși, ce se aude din stradă? Strigăte, Punctul 4. Orice strigare. Nu știu dacă ați realizat, dar Biblia e plină de strigăte. Strigăte de război, strigăte de rugăciune. Biblia zice că Isus a rugat cu lacrimi și cu strigăte mari. Apocalipsa e plină de strigăte. Îngerii strigă. Oamenii strigă. Zice, la miezul nopții s-a auzit o, strigare. Biblia plină de strigăte, de la un cap la, capăt la altul. Și există printre strigăte astea și strigătul conflictului. Strigătul conflictului, evident, e strigătul unui om care se mânie și n-a vrut să ierte. A ales să nu ierte. A ales să n-aibă reacția bunătății, a ales să n-aibă reacția milei, a ales să n-aibă răbdare. Nu, și lumea e plină de strigăte. Nu știu cum e Timișoara, că nu trăiesc aici, trăiesc în radă, dar vedem atâta strigă, oamenii sunt atât de zgomotoși. În trafic, în familii, strigăm, strigă oamenii unii la alții la locul de muncă și câteodată și noi ca și creștini ridicăm ton. Și câteodată și noi ca și creștini suntem zgomotoși. Și câteodată și noi ca și creștini măsurăm argumentele în decibel, nu în logic. Și Apostolul Pavel despre asta zice, orice fel de strigare care vine de unde? De acolo, din neiertarea asta, din calea răutății, să piară. Vreau să spun ce nu spune aici Apostolul Pavel. Apostolul Pavel nu spune aici că, mai întotdeauna trebuie să vorbim așa în șoapte. Nu. Există momente în care trebuie să vorbim cu convingere. Există lucruri pe care dacă nu le spui răspicat, degeaba le spui. Înțelegeți? Pavel nu interzice aici ca tată, ca mamă, ca soț, ca so soție, ca părinte, ca pastor. Câteodată, uneori trebuie să vorbim ca să fim luați în serios. Nu la strigarea asta se referă. Și se referă la o strigare care vine dintr-o inimă, dintr-o mânie pe care nu mai poți controla. La un om care își pierde temperamentul și controlul. Na, frate, zice, și-a pierdut temperamentul. Bine ar fi să nu mai găsească. Și dacă îl găsește, să-l aducă la picioarele lui Hristos. Amin. Știți care e arma preferată a mâniei? Cuvântul. Mânia iese din inima noastră, prin gura noastră. De-aia Pavel zice strigarea și ne-am scutit, spunea cineva, de multe probleme și de multă suferință dacă mă învăța să vorbim mai liniște unii cu alții și dacă n-avem nimic bun de zis să tăcem strigarea. Și Iisus spune, tot în predica de pe munte, să nu fim buni de gură, ci să fim plânzi. Uite ce spune el, Matei 5 cu 3. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Și atâta bogăție în cuvântul ăsta blând, n-aș putea acum să predic despre blândețe, dar vă spun că blândețea nu e slăbiciune. A fi blând nu înseamnă să fii ca și culoarea galbenă de la semafor. Oricine să treacă peste tine, să spună orice, tu să n-ai niciun fel de reacție. Nu, a fi blând înseamnă a fi puternic. E greu să fii blând. Dacă nu crezi că e greu să fii blând, încearcă să fii blând o săptămână. A fi blând nu înseamnă a nu mai avea putere, ci a ține puterea ta sub control. Spuneam bisericii când am predicat despre blândețe, cuvântul cheie la blândețe îi autocontrol, îi înfrânare. Imaginea unui cal care a fost îmblânzit, un cal sălbatic pe care cineva l-aduce și îl îmblânzește, numai e calul ăla puternic? Ba da, are putere? Da, dar puterea lui este sub control. Stăpânul nu i-a rupt picioarele. El e încă puternic. Dar puterea lui a fost supusă unei puteri mai mare. A fi blând înseamnă a-ți aduce cuvintele tale, emoțiile tale, reacțiile tale, temperamentul tău unei puteri mai mare. Aceasta este puterea lui Hristos. Blândețea nu se naște din temperamentul tău. Blândețea nu se naște din logica ta, mai tac, să fie bine. Blândețea ta se naște din relația ta cu Isus. Și niciodată nu semeni mai mult cu Isus decât atunci când ești blând. Pentru că El însuși a zis, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit. Agresivitatea nu e soluție. Isus a zis, cei blânzi vor... Aparent, ea care strigă, ea care se împing, ea care își fac loc, ea care se impun, Mântuitorul zice nu. Pe termen lung vor câștiga cei blânzi. Pe termen scurt, aparent câștigă, dar de fapt ei pierd. Pe termen mediu și lung, noi câștigăm. Când cineva nu-i blând, pierde pacea. Când strigi, îl faci și pe celălalt să strigi. strige. Când strigi, nu rezolvi lucrurile, ci le complici. Și ce spunea cineva? 90%, poate e o exagerare, dar are un adevăr. 90% din conflictele unei zile normale sunt cauzate de un ton greșit. Nu că ai zis adevărul. Și cum ai zis? Nu că ai cerut ajutor. Ci cum ai cerut? Nu că ai atras atenția asupra ceva. Ci cum ai făcut-o? Iisus zice, ferice de cei blânzi. Citeam despre un reporter care a mers să, să, scrie un articol undeva în America despre o comunitate amiș. Tu asta ți auzit despre aceste comunități, oameni care trăiesc diferit, să zic, de restul globului, mai izolați, retrași, fără atâta tehnologie. Și reporterul ăsta era foarte uimit cum copiii acestor oameni se jucau liniștit și se jucau atent unii cu alții, ca niște copii, cu energie, dar frumos. Și reporterul vorbea cu un învățător care era acolo și a spus, măi, zice, nu, mi se pare extraordinar cum, uite, cât de frumos se joacă, nu-i nu vezi, să facă unele dintre lucruri pe care vedem copiii noștri să strige, să... Și acest învățător din această comunitate i a zis: Domnule, vă mirați că nu-i auziți pe ei strigând, dar pe noi ne-ați auzit strigând? Credeți că dacă noi vom fi zgomotoși, copiii noștri vor fi mai puțin? Ce exemplu, da? Și Mântuitorul spune: fi blând. Dacă unii vorbesc rele pentru că în mânie nu controlează ce spun. Pavel zice, alții vorbesc rele pentru că în controlează ce spun. Clevetire. Punctul 5. Ăsta îl mai am și mă dau la o parte. Vezi, omul care explodează mânia lui, care strigă, nu mai știe ce spune. Omul care clevetește știe exact ce spune. Și știe cui să spună și când să spună și cum să spună. Și când vorbește Pavel aici despre clevetire, despre asta vorbește, despre vorbirea de rău premeditată, intenționată. Cuvântul literalmente este blasfemie. defoimare intenționată care vine din răutate. Când nu poți să ierți și ai ales să nu ierți, și ai în inima ta mărăciune și uneori explodează, o ții acolo la foc mic, poate au fost un moment în care ai strigat și apoi ai văzut că n-ai rezolvat ceva. Există, Pavel zice, ultima treaptă în care omul atacă poate pe celălalt prin cuvintele lui. Sau bârfa. E omul care știe ce spune și vrea să spună așa cum trebuie ca să iasă bine în ghilimele. Și a ce spune Apostolul Pavel. To colose, nu știu ce era acolo în zona Efes și Colose aveau problema asta. Colosen 3 cu Lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Și versetul 13 din capitolul 3. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și pe voi. Ce zice Pavel? Nu lăsa mânia din inima ta să se folosească de gură ta. Ai ceva cu fratele tău, du și spune lui. Nu vrei să-i spui lui, nu spune la nimeni, ci iartă. Alege să treci peste. Spuneam bisericii duminica trecută, ca să ne împăcăm, e nevoie de doi. Ca să iert, e nevoie de unul singur. Te iert, chiar dacă recunoști, chiar dacă îți pare rău, chiar dacă mi se face dreptate sau nu. Vreți, ca să ne împăcăm, e nevoie de doi. Dar ca să te iert, este un gest unilateral. Eu, în inima mea, șterg din inima mea ce mi-ai făcut. Și aleg să nu fiu mânios pe tine. Și să nu țin amărăciuni. Și să nu dau gura mea mâniei. Și să nu, nu, dau bârfitorilor ocazia să se folosească de gura mea. Nu bârfiți. Există o vorbă, mai zice, nu poți crede tot ce auzi. Dar poți repeta. Hristos a murit ca biserica să fie una. Și a suferit ca biserica să fie una. De aceea să avem grijă de biserică. Vreau să închei cu un singur, o, singur, o, singură expresie. Toate aceste lucruri, ce se facă? Să piară. Ziceți-a mine aici. Amărăciunea să piară. Explozia mâniei să piară. Mânia din inima ta care fierbe acolo de ani de zile, nu știu, să piară din inima ta. Poate ești un om care în unele momente îți folosești gura ca să zrănești soția, sosul, copiii, pe cei dragi, că n-ai mers pe, calea -ai ales pe calea bunătății să piară din viața ta, din familia ta. Și vorbirea e răutăcioasă, intenționată, premeditată, toate aceste lucruri să piară. Știți, verbul ăsta evident înseamnă ia-le ca pe o haină murdară, ia-le și aruncă n-ai nevoie de ele să piară. Să piară azi. Să piară nu e o opțiune, e porunca lui Dumnezeu pentru tine, copilul lui, să piară din viața ta. Să piară ca să le poți înlocui cu ce este bun, cu bunătatea lui Hristos. Și cu mila lui Hristos. Și cu iertarea lui Hristos. Când vorbesc despre iertare, despre bunătate, oamenii zic, ai frate, o să văd dacă o să găsesc în mine puterea de a ierta. O să mă caut, o să-mi caut inima, să văd dacă găsesc acolo putere. Omule, nu te uiți în locul potrivit. Puterea nu o găsești în tine. Puterea o găsești când privești la cruce. Vrei să vezi cum arată iertarea? Privește la cruce. Atât de mult te -a iertat Dumnezeu. De aici curge izvorul iertării și curge în inima ta și din inima ta curge în viața altora. În urmă cu de zile am predicat despre mânie și am avut așa o luptă în săptămâna aceea scrind acea predică despre mânie și până la final am reușit să o scriu, am predicat într-o duminică seara și n-am lăsat niciodată luni. Am primit un telefon. Cineva a văzut să predic asta pe internet și a vrut să vorbească cu mine. Mi-a spus omul acesta, de ani de zile îmi trăiesc viața mea în mânie. De ani de zile, de-aia nu m-am pocăit, de-aia nu m-am botezat. Și m-am uitat la predicile voastre și la programele voastre, și aveam în inima mea mânia din cauza că mi s-au întâmplat lucrurile, mi s-au făcut lucrurile, mi, mi oamenii au buzat de încrederea mea, am fost rănit. Aveam în mine atâta mânie. Și am înțeles că trebuie să o las la o parte. Ne-am rugat împreună. Am plâns împreună. Dumnezeu i-a curățat inima. Mătorul botez s-a pus pe lista pentru botez. Și azi îl urmează pe Hristos. Dumnezeu te poate scoate și pe tine. Hai să ridicăm în picioare. Vreau să rostesc o rugăciune și vreau ca și să ai și tu libertatea asta să te rogi. Acolo unde ești pleacă-ți privirea ta. Vreau să spun ceva. Dumnezeu ți-a vorbit în seara aceasta. Singurul lucru care poate opri barajul răutății e bunătatea lui Dumnezeu. E iertarea pe care o poți primi prin Hristos. Și Dumnezeu îți dă o poruncă și putere ca să faci. Dacă ai această problemă în inima ta, nu știu, poate o mânie care e acolo, în inima ta, de-aia nu te-ai botezat, de-aia nu te-ai pocăit, mereu trăiești cu acele lucruri care ți s-au făcut și poate ești aici, ai putea scrie, nu știu, un roman întregi de groază a vieții tale. Vreau să spun ceva. În această seară Dumnezeu poate să se atingă de mintea ta și poate să se atingă de inima ta și de viața ta și de emoțiile tale și de familia ta și bunătatea lui Dumnezeu poate veni peste viața ta ca un potop și te poate cuprinde și te poate inunda. Vreau să rostesc o rugăciune acolo unde ești, pleacă-ți privirea ta și închide ochii tăi și vreau să mă rog. Și dacă și tu ai nevoie de această rugăciune, ai libertatea să te rogi în inima ta, chiar cu voce tare dacă dorești. O tată din ceruri, mă rog în această seară pentru noi. Mă rog, Doamne, ca dragostea ta să pătrundă în inima noastră. Știu, Doamne, că trăim într-o lume plină de ură, plină de răutate, plină de violență. Și singurul lucru care poate aduce în inima noastră această atitudine diferită și specială este acel moment în care venim la cruce. Și venim la cruce și vedem pe Fiul tău, Isus Hristos, răstignit și chinuit în locul nostru. Când vedem bunătatea ta acolo, Doamne, la cruce, înțelegem cât de mult ne-ai iertat tu nouă. Înțelegem că ne-ai iertat fără măsură Înțelegem că ne-ai iertat de plin și definitiv Și pentru totdeauna Și îți mulțumesc pentru iertarea ta Doamne, dacă sunt aici oameni care au fost iertați Și au uitat cum au fost iertați O dule Sfinte, în aceste momente, mă rog adu aminte de iertarea pe care au primit-o în Iisus Hristos O iertare în dar, o iertare de plin O iertare definitivă De orice păcat, de toate păcatele Ajută-ne să trăim în lumea aceasta ca lumini! Doamne, poate cineva care în aceste momente ascultă și simte că nu are puterea de a, de a merge mai departe, de a merge înainte. Duhul Sfânt, mă rog, în aceste momente, prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, lucrează în inima acestor oameni. de la această putere, alungă mărăciunea alungă Doamne, toate lucrurile rele, emoțiile rele, negative care există în inima acestor oameni, prin lucrarea specială a Duhului Tău cel Sfânt. de oamenilor și dă-ne nouă puterea de a ierta, de Ierta într-un fel în care să arătăm dragostea ta, dragostea ta fără limite, dragostea ta, Doamne, care întrece orice fel de pricepere. Doamne, poate sunt aici oameni care nu te cunosc, care n-au o relație cu tine într-un mod real. Poate, sunt aici oameni care au mânat să facă pasul botezului Datorită, datorită unor lucruri din viața lor care, care așteaptă să se întâmple Doamne, mă rog în seara aceasta să-i liberez Mă rog în numele Lui Isus. Lasă, Doamne, ca bunătatea Ta să rupă aceste legături ale întunericului și ale răutății Și să-i ajut să ierte Pentru că ei primesc iertarea pe care o avem în Isus Hristos Îți mulțumesc Îți mulțumesc pentru transformare Îți mulțumesc pentru eliberare, îți mulțumesc pentru vindecare, îți mulțumesc că ne dai o atitudine nouă, îți mulțumesc pentru o identitate nouă pe care o primim prin Hristos. M-am rugat în numele Lui Isus, prin Duhul Tău ce Sfânt Tată. Amin.